Penalizare la CSEA Steaua București, jucător cu 10, Cătălin Bărbilă, penalizat la 8 de pietică, 23 secunde. Thank you.
Ce se astea București în informație completă? Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 68, Mircea Constantin, penalizat 2 minute de rotățare, 6 și 47 secunde.
Ce se astea au așa formație completă? Gol marcat de zborul meu Braciuc, a scris jucătorul numărul 13, Anta Norbert, asistat de jucătorul numărul 71, Eiche Robert, minutul 10 și 6. Ce se astea la curești în formația completă? Offside. Borisiu ce face cu Bonini? Bonini?
Degajarea interzisă. Thank you.
De prima repriză, CSEA Steaua București, București, Crăciun, 0-1. Mare,
Gol marcat de Slavă de Brașov, a scris jucătorul 91, Biro Damaș, a asistat de jucătorul 11, Andrei Rușna, a scris jucătorul 25, Petre Fabuș, 21 și 49 de secunde. Offside. Să asta prosto să formați
Canalizarea la sportul de Buraciu, canalizat în multe comunități, 24 și 24 secunde. Canalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul cu 16, Robert Ivan, canalizat în numărul de Rosa, 26 și 34 secunde. CSEA Steaua București, lasă formație completă. Unde ui? Nu mă, dar...
ai fi rap. Cine Anta, nu? Alfred. Degajare interzisă.
Degajare interzisă. În minutul 33 de secunde s-a dictat ordonanța de penalizare. La CSEA Steaua București, jucător cu 23, Creangă Fălin, penalizat în momentul cu jocul prost s-a ridicat. La Sportul Membraciu, jucător cu 91, de Otamaș, penalizat 2 minute de urtăți, plus pedeapsă de aia obligă. Să vor oameni, să vor oameni la care să vor oameni.
Gol marcat de Slobomir Plăciuc, a scris jucătorul numărul 21, Bacea Radin, asistat de jucătorul numărul 55, Salo Alpar, de 34 și 39 secunde. Gol marcat de CSEA Steaua București. A scris jucătorul numărul 7, Nicușor Bușneac, asistat de jucătorul numărul 12, Mihai Georgescu, și de jucătorul numărul 10, Cătălin Bărbilă, de 34 și 59 de secunde. Degajare interzisă. Offside.
Analizat acesta asta în București, jucătorul 68, cea contactii, analizat de obiectul de vide cu Brusa, 38 și 40 de secunde. Ultimul minut are peste a doua. Gol marcat de Sportul Mare Brașov, a scris jucătorul numărul 21, Valcea Radin. A scris de jucătorul numărul 17, Adnan Jorbor, de 42-24 secunde. Ce se astea au curs și v-ați informația completă.
Păi și atunci.
nu face că formăm un dacă nu fiu fac trecerea la echipă, vrem mai. S-au mărțit cu fleta de care a fost vreo ani, dar nu te reține, că tot zic aici, în motivul de sportiv, nu am vrut cu mine, nu la rău la 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 mine, lasă cu alții, trebuie, du-te la echipă, nu te mine, rău. Nu spunea că ți-l fac cu fleta de sportiv, ți-l fac de păcat. Ai vândut prost, ai vândut echipament, ai vândut aia, tu ești de aici, nu. La fără de la pescina asta. Nu da, nu știu, nu știu. Nu da, nu mai era multe la pescina. A plecat de 3 ori la pescina, de la Mugel, de la Ara. Când au ajuns că nu faci după la Maropol. Eram noi trei acolo pe Plamaropol și copiii veneau la mine, Liga lui Bajunilor, veneau la mine. Bine că ne-ai căutat, dar nu mai zic, că a dus, cum zic acum, că a dus la Plotopul. Dar, cum îl cheamă, tata lui Dani, s-a dus după el și a venit urmă cu el. Că până nu-i băgat pe frică. Că e drept cu el, dar eu nu-i băgat pe acolo. Gol marcat de Sportul Verde Peciuc, a scris jucătorul cu 23 de din Moldovan, a scutat de jucătorul cu 15 gol Vansilar, de 45 și 34 secunde.
Realizarea acestea astea au București, jucătorul cu 22, Mihai Jugescu, realizator de cadențare, de 49 și 17 secunde. Gol marcat de Sportul din Craciuc, a scris jucătorul numărul 13, Antan Robert, asistat de jucătorul numărul 71, Eghe Robert, și de jucătorul numărul 15, Norman Sila, cu 50 de secunde. Ce se astea au putut să lasă informația completă?
Realizarea la CSEA Steaua București, jucătorul numărul 23, Creangă Florin, realizat două ore de priorități, cu 53 și 4 secunde. Degajarea interzisă. Tilos să mă detaș. CSEA Steaua București lasă o formație completă. Thank you.
Ultimele dormite ale presiei a treia. Realizarea la acest seara este al București, jucătorul cu 22, Mihai Petrescu, realizată de Mihai Petrescu, de 58-57 secunde. Totul în 58-57 secunde, realizarea la sportul de Caciu, jucătorul cu 21, realizat 10 minute pentru Leacon Negru. Gol marcat de Sportul Petraciuc, a scris jucătorul cu 10, Cianat Fodor, asistat de jucătorul 78, Molnar Zoltan, în 59 și 24 secunde. CSEA Steaua București lasă informație completă. Penalizarea la Sportul de Plăciu, jucătorul din 71, Eger Rocker, penalizat la de autopiedică, 59 și 39 de secunde. Catuși! E, 8-2 și în alta.
Gol marcat de CSEA Steaua București. A scris jucătorul numărul 7, Nicușor Bușnean. Scor final cu CSEA Steaua București, Sport Club Brașov, 2-8. Dar suporte, nu uitați, vineri, începând de la ora 14:30, vă așteptăm la Cupa Continentală până duminică, 22 octombrie, seara plăcută.